să nu mai fericire și fiecare dorințe ale tale să se îndeplinească. Nu uita că odată cu cifra 18 vin și responsabilități, nu numai privilegii. Deci la mulți ani! Când eram mai mic, mă gândeam și îmi doream mult să am 18 ani, să ating vârsta tuturor posibilităților. Eu când am 18 ani, am un computer. 18 ani este, nu știu, spun așa, o nouă treaptă. La 18 ani parcă pornește o nouă viață. Eu când am 18 ani, o să fiu bucuroasă că o să trăiesc într-un apartament. La 18 ani mă simt ca un pui de pasăre care vrea să-și ia zborul. Eu când am 18 ani, eu o să fiu bucuros că o să învăț bine. La vârsta de 18 ani, acum la momentul chiar actual, sunt foarte optimist. Chiar uneori mă tem de optimismul meu. Vă să ramă multe jucării. Împlinind vârsta de 18 ani, eu pot realiza mai multe și mă simt mult mai utilă și mai necesară pentru societatea noastră. Gândesc mai matur ceva și privesc unele lucruri altfel decât le priveam până la majorat. Eu când o să am 18 ani, să-mi cumpăr un jeep. O vârsta de 18 ani îți oferă, în primul rând, posibilitatea de a participa la alegeri. Venind majoratul, știm că avem mai multe responsabilități. În primul rând, te alegi cu un nou drept, dreptul la vot, care ne poate schimba viitorul la toți. Noi suntem generația următoare. Mă simt norocoasă pentru că anume în anul în care vor avea loc alegerile, am plinit și 18 ani. Într-adevăr, suntem născuți în 91 și această vârstă ne face mai responsabili și participarea la votare în anul 2009 este foarte important și reprezintă, consider eu, cu forțe comune, un nou început iarăși pentru Republică, pentru evoluția noastră. Toți cei care s-au născut în această perioadă se simt mai independenți și mai liberi față de societatea care a existat până la independență. Avem alte dorințe și alte idei. Dorim să trăim într-o societate diferită. Generația noastră mi se pare mai mult activă, mai mult interesată de ceea ce își doresc în viitor, se gândesc parcă la viitor. Până acum nu prea am observat asta. Conștientizează faptul că pot schimba ceva. Sunt deciși să schimbe chiar ceva. Sunt pro-occidentali și vor cu adevărat să se elibereze de ceea ce a fost înainte, de trecutul nu prea în culori. E contingentul care are destul potențial și destule principii care ar face schimbări în țara aceasta. Importantă participarea tinerilor pentru că din sondajele, din câte am auzit eu, practic tinerii nu prea sunt cointeresați sau pur și simplu poate stimulați să vină la alegeri. La fel ca cum într-o familie apare o problemă și toți membrii familiei participă și își deci dau cu părerea ca să soluționeze problema apărută, la fel și într-o societate. Toți membrii și toți cei care au șansa să participe la alegeri trebuie să participe, deoarece viața societății este viața fiecăruia din noi. Tinerii sunt categoria de populație pe care se dezvoltă viitorul oricărui stat. Iar la momentul când tinerii sunt indiferenți și participă doar persoanele în vârstă, se formează un dezechilibru. Noi, ca tineri, cred că avem mai multe idei de viață, avem mai multe vise de realizat și avem nevoie, sigur, că de niște condiții favorabile. Și în momentul când pentru noi alege categoria mai în vârstă, normal că suntem dezavantajați. Cu cât suntem mai mulți la votare, cu atât avem mai multe șanse ca dorințele noastre și visele noastre să se împlinească.
Tinerii sunt viitorul acestei țări și ei își aleg viitorul, ei îl conturează așa cum vor ei. E de datoria lor să vină la alegeri. E o responsabilitate mai degrabă. În primul rând, înțeleg că votul meu contează. În al doilea rând, îmi dau seama că un singur vot poate schimbe situația Republicii noastre. Și în al treilea rând, este o datorie a fiecărui cetățean să meargă la vot, fiindcă, de fapt, pentru ce mai ești cetățean dacă nu îți promovezi ideile și nu mergi la votare atunci când este nevoie? Pentru că aceste probleme trebuie hotărâte, răspunsul ar fi, mergi și votează. Cât timp mergi la vot, îți decizi soarta pentru tine și nu ți-o decide altcineva în locul tău. Până la 17 ani, dar și după, fiecare strigă în figura mare că este bine să alegi, că fiecare trebuie să aleagă, să aibă dreptul la alegere. Când vine vorba de alegere, atunci toți se eschivează, fug de anume de această obligație, aș zice eu, pe care o are fiecare ca cetățean. Trebuie să mergem la votare, trebuie să alegem noi și apoi să nu ne plângem dacă alegerea noastră nu ne place. Atunci când voi pune buletinul de vot în urnă, mă voi simți că unele de problemele pe care le avem vor fi deja soluționate, deoarece am participat și eu, mi-am expus părerea și am încercat să mă integrez în societate. Viitorul meu nu este chiar peste 40 de ani, dar este pe aici, pe aproape. Un argument care ar condiționa tinerii să voteze ar fi: în mâinile noastre este viitorul. Ceea ce vom alege, aceea vom culege după oarecare perioadă de timp. Și la sigur acum poate suntem indiferenți, însă peste o perioadă de timp când vor apărea familii, vor apărea perspective noi, îți vei da seama că de fapt vor apărea păreri de rău, că uite, nu am fost la alegeri, nu am votat, nu mi-am votat propriul meu viitor pe care acum îl regret. Speranțele de viitor sunt legate de ceea ce doresc să devin și de ceea ce urmează să fac în viață. Să am un loc de muncă garantat pentru a urca pe treapta profesională și pentru a îmi îndeplini cu adevărat visul. Să fac ceea ce îmi doresc și sper ca următorii deputați să mă ajute. Sper ca în viitor să mă realizez, să mă autorealizez în plan profesional și să am un salariu decent, să am condiții de trai, desigur, decente. Când ați fi în mai, ați mă pregătesc să fiu cosmonaut. Dacă este vorba despre viitorul meu personal, deci sper ca votul meu să fie ascultat, pentru ca votul meu să importe și ca votul pe care eu îl voi da anul acesta, deci să mă ajut mine personal în viitor, adică să schimbe ceva spre bine, ca eu să mă pot manifesta personal și, de ce nu, cred că așa cred mare majoritatea tinerilor care vor vota anul acesta. Aș vota în primul rând pentru o schimbare, pentru o șansă de a progresa pentru țara noastră. Pentru un viitor mai modern, mai european, așa aș spune, spre îndepărtarea sărăciei, pentru un trai cât mai decent și mai confortabil. Am să votez pentru
o bună organizare a întregii economii. Am să votez pentru o integrare europeană, o eventuală integrare europeană. Pentru că în aceasta văd eu o scăpare, ca să spunem așa, din impasul în care suntem. Aș vota pentru prosperitate, pentru ca să schimbe situația care este la moment în Republica Moldova. Dorim ca țara noastră să fie înalt industrializată ca marea majoritate a statelor europene și ca nivelul de trai la noi în Republică să se ridice, să fim la un nivel cu normele europene. Dorim ca salariile medicilor, profesorilor, tuturor cadrelor de la noi de Republică să fie mărite. Voi vota pentru schimbare. Pentru schimbare sperăm bine. Dacă aș ajunge cândva în Parlament, aș realiza în primul rând schimbări în domeniul educației și în domeniul sănătății, pentru că consider eu anume aceste două domenii sunt cele mai importante pentru fiecare din noi, pentru că cum pornește copilul, elevul, de când este mic, așa va realiza și așa va crește el în viitor. Deci va deveni la rândul lui parlamentar, om de afaceri sau mai știu eu ce altceva. Eu personal ca deputat aș încerca să creez niște locuri de muncă bine plătite, să putem încadra tineri specialiști care atunci când absolvesc universitățile, deși pot fi încadrați în câmpul muncii, să nu fie nevoiți fie să stea acasă, fie să pleci psihotare. Acest lucru nu este normal. Aș opta pentru educarea societății. Aș promova tinerii, în primul rând, în diversele instituții, tineri cu aptitudini politice, tineri cu aptitudini retorice. Deci acolo unde aceste persoane lipsesc, să fie încadrați tineri cu asemenea aptitudini. De ce nu putem să promovăm tinerii chiar și în Parlament? Ar fi un Parlament micuț, cu pereți transparenți, din sticlă, în care să vadă lumea ce fac cu adevărat cei care i-au ales și respectiv deputații să vadă ce face lumea de afară. Dacă aș fi cu un grup de persoane care într-adevăr sunt preocupați de viitorul țării sau de viitorul societății în general, cred că am face multe lucruri împreună, pentru că în primul rând sunt tânăr, în al doilea rând îmi place să lucrez cu oamenii, cu societatea, îmi place să privesc problemele așa cum sunt și să încerc să le găsesc cu o rezolvare cât se poate de reală. Știm noi tot că tot ceea ce are loc pentru prima dată în viață este important. Am doar 18 ani, sunt nebun, iubesc și nu am bani. Nimeni nu-mi stă în drum. Am șoseaua mea doar cu un singur sens, mă va duce undeva. Bacul am luat ușor, am copiat la mate și la sport. Școala s-a terminat, libertate, frate, poate facultate și viață de noapte. Este prima ta filmare? Da, este prima mea filmare. Cum te simți în fața camerei? Nu știu. La tot și vă mă lipsesc. Nimic în lume nu mă oprește să urlu tare. Sunt fericit. Cum ar fi primul pas spre școală, așa este și primul vot. Deci îți creează acel instinct de a participa activ la rezolvarea problemelor. Împlinind 18 ani, capeți anumite drepturi și respectiv trebuie să răspunzi unor așteptări venite din rândul adulților. Adulților le-aș ura să atragă câteodată măcar atenția la ceea ce spun copiilor, pentru că câteodată se pare că nu este parcă logic, nu are logic ceea ce spunem noi, dar că curând se va adeveri că avem dreptate. Atât timp cât la conducerea acestui stat vor fi minți lucide și care doresc
chiar să schimbe ceva pentru acest stat, cred că totul va fi bine și chiar am speranțe mari în acest stat. E vorba de viitorul meu și e vorba de ceea ce mă așteaptă în timpul apropiat. M-am gândit că este o zi foarte importantă. Este primul meu vot și este la această barieră între ani, între adolescență și maturitate. O voi merge împreună cu colegii mei, cu cei ce au atins vârsta de 18 ani. Voi merge hotărât pentru a participa ca cetățean al țării mele. Cred că în această zi voi fi la fel de fericită cum am fost și la ziua mea de naștere.